Sunteți însărcinată și aveți pofte de tot felul? Faptul că trebuie să mâncați pentru doi este doar un mit. V-ați cumpărat sare de Himalaya? Deși este mai pură, nu este neapărat mai sănătoasă. Stimularea magnetică vă poate scăpa de durerile de cap. Cum funcționează? Începe Sănătate cu Stil! Bun găsit tuturor! Sarcina este o perioadă care vine cu o serie de modificări asupra organismului femeii. Pe tot parcursul ei, specialiștii recomandă mișcare, odihnă pe măsură, controle periodice, dar și o alimentație corespunzătoare. Trebuie să mănânc pentru doi, alimentele crude sunt mai indicate sau, dacă nu mă doare nimic, înseamnă că fătul se dezvoltă normal. Sunt doar câteva dintre greșelile pe care tinerele mame le fac frecvent. Pe durata sarcinii, alimentația are un rol fundamental, dar nu așa cum se spune adesea, că trebuie să mănânci mai mult, foarte consistent și să-ți faci toate poftele. Este important însă ca alimentele să fie de calitate și să cuprindă toate clasele de nutrienți, iar pentru a face alegerile corecte, e important să cereți sfatul specialistului. Consider că echipa pluridisciplinară, care se includă și nutriționistul dietetician, poate chiar și psihologul, alături de medicul ginecolog, este foarte importantă în viața viitoarei mămici. Viitoarea mămică este oricum copleșită de noutatea situației și atunci e important ca fiecare specialist în domeniul lui să ofere cea mai bună consultanță viitoarei mămici. În acest context, nutriționistul dietetician poate să se asigure că statusul nutrițional al femeii însărcinate este unul optim, că acele complicații din sarcină cu semnificație nutrițională sunt gestionate așa cum trebuie, episoadele de greață, de vărsături, constipația, care datorită modificărilor fiziologice e foarte frecvent în timpul sarcinii, pirozisul, da, senzația de arsură în capul pieptului este iarăși o complicație cu semnificație nutrițională, toate acestea pot fi gestionate cu mult mai mare ușurință atunci când ai pe cineva alături specialist în nutriție și dietetică. Așa cum spuneam, atenția trebuie acordată și cantității. Zicala că trebuie să mănânci pentru doi este doar un mit care nu face decât să ducă la acumularea de kilograme inutile. În primul trimestru nu trebuie să suplimentăm deloc aportul energetic. În trimestrul al doilea trebuie să suplimentăm cu 340 de kilocalorii față de primul trimestru, urmând ca în al treilea trimestru să suplimentăm cu 112 kilocalorii față de al doilea trimestru. Haideți să punem lucrurile astea puțin în context și să vedem cam cât ar însemna cantitatea asta de energie pe care ar trebui să o mănânce graviduțele suplimentar în al doilea trimestru. Ei bine, cele 340 de kilocalorii se pot traduce într-o gustare formată din un iaurt cu puține cereale integrale și un fruct. Poate să se traducă printr-o felie de pâine cu o cremă de brânză și niște roșii lângă. Practic, ar trebui să adăugăm în al doilea trimestru o gustare puțin mai consistentă, dar nici de cum dublu față de cât mâncam până la momentul sarcinii. Iar în cel de-al treilea trimestru, acea cantitate de 112 kilocalorii înseamnă un fruct în plus față de ceea ce mâncam în trimestrul 2. Una dintre cele mai mari provocări este în primul trimestru de sarcină, odată cu apariția episoadelor de greață și vărsături. Există însă trucuri pentru a trece mai ușor peste acea perioadă. Pentru gestionarea lor cu mai mare ușurință, e foarte important să separe mesele lichide de mesele solide. Da? Deci dacă mănânc ciorbă la masa aceasta, nu mănânc și felul 2, separ, las să treacă 2 ore, 2 ore jumătate, abia apoi mănânc și masa solidă. Consumul de alimente uscate este de asemenea foarte important. Aici aș include
biscuiții, covrigeii, turtițele de orez acelea expandate, deci alimente uscate în general ajută foarte mult la gestionarea stărilor de greață și suplimentarea cu vitamina B6, respectiv cu ghimbir, este tot așa un aliat care poate să ajute în gestionarea stărilor de greață. Pe măsură ce sarcina avansează, este indicat ca mama să-și monitorizeze greutatea, care nu trebuie să treacă de 16 kg în plus până la sfârșitul sarcinii. Un număr mai mare de kilograme poate cauza complicații atât la mamă cât și la făt. Gravidița trebuie să aibă mese mici și dese. De ce? Pentru că fătul are nevoie constant de energie. Energia principală pentru făt vine din glucoză. Asta înseamnă că aceste mese trebuie să conțină neapărat surse alimentare de carbohidrați integrali, precum cerealele integrale, pâinea integrală, orezul integral, pastele integrale, pentru a asigura această nevoie constantă a fătului de glucoză. Așadar, graviduțele care se gândesc să țină diete hiperproteice sau să țină tot felul de diete cu aport redus de carbohidrați în timpul sarcinii, trebuie să știe că sunt total contraindicate, iar aportul minim de carbohidrați recomandat în sarcină este de 175 de grame. Deci carbohidrații hrănesc fătul. Sunt nutrienții foarte importanți în sarcină. Un alt aspect important este suplimentarea cu fier și vitamine. Aceasta ar trebui făcută sub stricta supravegherea medicului ginecolog sau a dieteticianului. La prima evaluare ar trebui evaluați biomarcării care identifică depozitele de fier. Fierul este un micronutrient foarte important în timpul sarcinii, pentru că depozitele de fier de care copilașul are nevoie în primele 6 luni de viață se formează în viața intrauterină. Asta înseamnă că bebelușul depinde de aportul de fier al mamei. În acest context, e foarte important să evaluăm statusul fierului și, la nevoie, să suplimentăm cu fier. Suplimentarea trebuie să se facă personalizat în baza analizelor de sânge. Singura vitamină care ar trebui suplimentată încă dinainte de sarcină, da, de femeile la vârstă fertilă care își propun să rămână însărcinate, este acidul folic. De asemenea, pentru a preveni infecțiile în sarcină, viitoarea mămică ar trebui să evite consumul de pește crud, carne crudă, mezelurile crud uscate sau afumate, preparatele cu maioneză, prăjituri cu creme din albuș de ou sau lactate din lapte nepasteurizat. În ultimul timp circulă o glumă pe internet. Am cumpărat sare de Himalaya, iar pe ambalaj scrie că s-a format acum 200 de milioane de ani, dar expiră peste 5. Ce ghinion! Sunt multe mituri legate de acest tip de sare, însă un lucru este cert. Gustul este cel obișnuit, dar spre deosebire de cea albă, rafinată, sarea de Himalaya conține pe lângă clorură de sodiu elemente precum magneziu, calciu sau fier. Acestea o fac mai bună și mai sigură pentru consum. Sarea roz de Himalaya este promovată intens în ultimii ani drept o alternativă mai sănătoasă la sarea clasică, dar fără un fundament real. Este de fapt un tip de sare de rocă care se găsește în regiunea Punjab din Pakistan, undeva la poalele munților Himalaya. Este chimic similară cu sarea de masă, întrucât ambele au 98% clorură de sodiu, dar conține și urme de minerale precum potasiu, magneziu sau calciu, așa că poate fi utilizată atât ca ingredient în mâncăruri, cât și ca sare de baie sau în lămpi pentru purificarea aerului. Dacă este consumată până în cantitatea maximă stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, adică maximum 5 grame pe zi, corpul nostru are nevoie de sare pentru a contracta și relaxa mușchii, pentru a preveni deshidratarea și a menține echilibrul fluidelor sau pentru a ține tensiunea arterială scăzută. De asemenea, băile cu sare de Himalaya sunt
foarte recomandate pentru ameliorarea durerilor reumatice, pentru tratarea problemelor pielii, pentru revitalizarea tegumentului și pentru relaxare și refacerea energiei. În concluzie, deși este mai colorată și mai atractivă, sarea de Himalaya nu este profund diferită de sarea obișnuită, doar ceva mai bogată în minerale. Puteți opta pentru utilizarea acesteia, dar țineți cont de faptul că aportul excesiv de sare, de orice fel, poate dăuna sănătății. Căderea părului a fost dintotdeauna o problemă majoră atât pentru femei cât și pentru bărbați. Din fericire, inovațiile tehnologice și-au dovedit eficiența și în acest domeniu, astfel că pe lângă șampoane și măști avem la dispoziție tehnica laser. Procedura este non-invazivă și stimulează creșterea firului de păr fără să mai fie nevoie de alte tratamente. Tratamentul laser pentru regenerarea și stoparea căderii părului este o terapie inovatoare, deja populară peste tot în lume. Este o metodă non-invazivă, rapidă, care se poate realiza după o evaluare de specialitatea scalpului și a rădăcinilor de fir de păr. În urma acesteia, se va stabili diagnosticul și numărul ședințelor necesare. Desigur, sunt foarte multe produse pe piață, însă e foarte important să te duci în primul rând la un specialist ca să vezi care este cauza, să începi cu, noi recomandăm să se înceapă cu un rând de analize specifice care au legătură directă cu căderea părului și apoi ușor putem să tragem concluzii, să vedem care ar putea să fie cauza. Este un tratament pe care îl personalizăm ca și durată de timp, apoi ca și vitamine ce să recomandăm fiecare zi, să folosească atât acasă cât și la noi pe parcursul tratamentului. Se vine de două ori pe săptămână, nu este invaziv, non-invaziv, nu este dureros, trebuie doar răbdare. Procedura se efectuează în 3 pași. Durata unei ședințe nu depășește 30 de minute și are inclusiv rolul de a stimula circulația sângelui. Acest tratament constă în 3 pași. Avem o rolă, un dermaroller, care are niște arce foarte mici și foarte precise. Ajută la stimularea circulației sângelui. Este recomandat, de ce nu, și după ce termină tratamentul, atât la femei cât și la bărbați. Noi arătăm exact cum să se folosească și acasă, nu mai mult decât se recomandă. Apoi se stă la laser, care este partea cea mai importantă și mai delicată. De fapt, laserul ajută rădăcina să se regenereze și să o întărească foarte bine pe termen lung. Iar la final aplicăm vitaminele pe care le recomandăm și acasă. Dermarollerul stimulează circulația la nivel local și pregătește scalpul pentru ca lumina laser să poată ajunge cât mai în profunzime. Mă duc pe tot scalpul. La un moment dat, pielea ușor se face rozosină. Asta înseamnă că face treabă bună. Apoi următorul pas este să stai la laser 20 de minute, iar la final o să folosesc una dintre cele două vitamine. Terapia poate fi utilizată de sine stătător, fără a mai fi nevoie de alte tratamente medicamentoase sau chirurgicale, dar este indicată și după un transplant de păr. Specialiștii spun că ajută prin stimularea activității celulare în zona scalpului, așa că Florin nu a ezitat și este foarte mulțumit de rezultat. Pur și simplu am luat eu decizia singur să mă duc în la clinica din Turcia și acolo am descoperit, într-adevăr, după ce m-am tuns la zero, n-am fost niciodată tuns la zero, și mi s-a arătat partea unde ar trebui făcut implant. Zic că e chiar extraordinar. Extraordinar. Plus linia care mi s-a explicat cum vine, pe care are o linie genetică, e
chiar mă simt superb, chiar mă simt împăcat cu mine. Odată efectuată procedura, pentru pacient nu rămâne decât să respecte orarul administrării vitaminelor și să aibă grijă la produsele cosmetice folosite să nu conțină substanțe toxice sau care provoacă alergii. Atunci când nu au o cauză neurologică, durerile de cap pot deveni o amintire. Tot mai multe studii arată că stimularea magnetică are efecte benefice în acest sens și ne scutește de tratamente complicate. Procedura se aplică la nivelul coloanei vertebrale sau la nivel muscular, nu este dureroasă și nu are efecte adverse. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă pacientul este să consume cât mai multă apă înainte de fiecare ședință. Cu toții avem câteodată dureri de cap, fie din cauza stresului, a oboselii, fie ca manifestare a altor afecțiuni pe care știm că le avem. Dar ce se întâmplă când această problemă apare tot mai des și nu putem trata cauza, ci doar efectele? În mod normal sunt, hai să spunem, trei potențiale cauze. Este o cauză periferică, care este dată de partea de cervicală, de dezechilibru la nivel cervical și de dezechilibru la nivelul articulației temporomandibulare în zona asta. Poate să nu fie o problemă cu articulația în sine, poate să fie o problemă de ocluzie și atunci musculatura masticatorie să fie dezechilibrată. Partea temporomandibulară este foarte strâns conectată cu partea cervicală și se potențează reciproc. Dacă am dezechilibru într-o parte, automat agravează problemele din cealaltă parte. Durerea de cap este, noi o simțim ca și că doare în interior, dar de multe ori este o durere ori la nivelul scalpului, ori la nivelul meningelui. Practic, astea sunt structurile inervate care sunt dureroase. O a doua cauză care de multe ori merge mână cu asta sunt modificările la nivel central, la nivelul sistemului nervos central, la nivelul creierului, pentru că arile se modifică, ori se modifică, activarea lor se modifică în situația unei dureri cronice și atunci creierul ajunge să perceapă durere și atunci când nu este. Sau există alte mecanisme, cum este, sunt cel în migrenă, de exemplu, unde există o anumită activare specifică a creierului care întreține și favorizează, creează simptomele specifice pentru migrena, de exemplu. Durerile cauzate de un dezechilibru în organism pot fi abordate cu ajutorul stimulării magnetice. Aceasta accesează direct sistemul nervos, iar prin modularea activității nervilor, specialistul poate controla contracția musculară. Practic, se creează un câmp electric la nivelul bobinei. Acestea sunt bobinele, asta e un exemplu de bobină. Curentul respectiv circulă variabil în timp și atunci ceea ce iese din aparat este un câmp magnetic. În corp, câmpul respectiv generează un câmp electric. Ceea ce percepem noi nu este câmpul electric, este doar impulsul magnetic și atunci nu este dureros. Însă simțim activarea nervilor, secundar câmpul electric de la nivelul corpului și atunci se simte o contracție musculară sau diferite furnicături în funcție de frecvența cu care stimulez. Principiul este tocmai acela că am acces prin acest aparat direct la structurile nervoase, oriunde ar fi ele, periferic sau de tip central. Înainte de a începe tratamentul, medicul exclude mai întâi problemele neurologice, structurale sau o boală sistemică. Apoi, printr-o evaluare complexă, evidențiază dezechilibrele funcționale neuromusculare. În momentul în care stimulez la un anumit segment spinal, activez atât măduva, dacă o stimulez cu intensitate foarte mare și atunci pot să modulez toate circuitele nervoase de la nivel medular și totodată activez rădăcinile nervoase care pornesc de acolo. Prin activarea lor se activează toți mușchii inervați de segmentul respectiv. Cel mai simplu se observă o contracție la nivelul musculaturii paravertebrale care poate să fie simetrică sau asimetrică în funcție de, să spunem, blocajele sau dezechilibrele locale. De exemplu, în acest caz se simte mult mai mult pe partea stângă cum se contractă. Spre deosebire de stimularea electrică, cea magnetică nu este dureroasă și este legată strict de sistemul nervos, iar senzația de contracție musculară care se vede la suprafață este secundară activării nervilor.
În mod normal n-ar trebui să fie dureros. Este dureros doar dacă este, să spunem, o hiperactivare a rădăcinilor, o problemă mare radiculară, dar atunci automat scad intensitatea și folosesc o frecvență care să fie cât se poate de confortabilă. Sunt și câteva contraindicații pe care medicul le face cunoscute încă de la prima întâlnire. Orice dispozitiv electromagnetic din interiorul corpului, gen pacemaker cardiac, pompă de insulină, implant cochlear și așa mai departe. Iarăși, nu este deloc indicat dacă sunt schije libere în corp ca să nu se creeze o mișcare acestora și să creeze leziuni. Altfel, în mod normal, nu. Protocolul de tratament este diferit de la pacient la pacient, dar terapeuții spun că rezultatele se văd după minimum 6 ședințe de stimulare de câte o oră. Este indicat ca pacientul să se hidrateze bine înainte de fiecare ședință. Doar să se hidrateze este foarte important pentru că efortul este foarte mare. Chiar dacă nu face absolut niciun fel de mișcare și doar stă pe loc și eu aplic stimularea, practic prin faptul că musculatura se contractă, inclusiv mușcare, nu prea s-au contractat în ultima perioadă, care sunt mult mai greu, pe care îi lucrăm, mai ales dacă stăm foarte mult pe scaun, îi activăm mult mai puțin, atunci efortul e mare și se resimte. Prin urmare, este obligatoriu să fie hidratat și de multe ori ca efect, cel mai frecvent efect advers este acela de oboseală de după ședință. Prin urmare, cel puțin la început, până să vadă dacă presimte sau nu oboseală, ar fi bine să poată să aibă posibilitatea să odihnească după, nu să meargă direct la lucru. În afară de durerile cronice, depresia, anxietate, atacurile de panică sau tulburarea obsesiv-compulsivă mai pot fi abordate prin stimulare magnetică. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos.